Bună și bine te-am regăsit la ora de scriere. Vom începe o nouă unitate de învățare și în cadrul acestei unități de învățare vei descoperi, bineînțeles, noi litere. Astăzi îți prezint litera S mic de mână, urmează S mare, I din I, I din A și litera D. După aceea o să descoperi și cum se scriu cuvinte care conțin grupurile de litere C sau C. Bun, o să mai ai și alte activități interactive în cadrul acestei unități de învățare, dar până atunci să începem cu litera S mic de mână. Am scris aici o propoziție alcătuită din 1, 2, 3, 4 cuvinte. Haide să o citești și tu, pentru că sunt sigură că o să-ți dai seama că bulinuța aceasta roșie ține locul literei pe care o înveți tu astăzi. Este vorba despre litera S. Eu am un sac. Eu am un sac. O să poți scrie și tu propoziția aceasta, poate chiar pe spațiul acesta. Bun, hai să îți arăt ce magie reușesc eu să fac. S este format dintr-o linie oblică, dar fii atent că este așa cum începeai tu toate celelalte litere, spre exemplu I mic, da? A, doar că te întorceai. Fii atent cum din ce este format. Este format din linia aceasta, pe care uite cum am mutat-o eu de aici, și un bastonaș. Vezi bastonașul cum stă? Uite-l. Țac! Este format din liniuța aceasta pe care o pun la loc. Este linia lui de sprijin și un bastonaș. Un bastonaș. Haide să-l și scriu. Te rog să-ți încălzești foarte bine musculatura mâinilor și să te pregătești de scris. Hai să începem. Pornesc de aici și fii atent. Merg pe linie până sus, apoi mă duc spre jumătatea liniei acesteia, ca apoi să cobor frumos pe linie și să întorc aici bastonașul. E un bastonaș diferit, dar tot bastonaș este. Bun, acesta este S mic de mână. S mic de mână. Atenție ce este foarte important, să nu începi din colțul acesta și să te duci așa, pentru că nu e frumos, da? Și nici să încerci să îl faci aici, așa, să le unești. Important este să-l scrii așa cum îi place lui să arate. Le șterg, pentru că nu-mi plac. Bun, ce mai vreau să-ți arăt? Cum se leagă S de o altă literă? Uite, hai să citim cuvintele acestea împreună. S, sac, 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 sa, sare, 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 oare broscuța sare sau este vorba despre sarea pe care o punem în mâncare? Nu știu la ce s-o fi referit, dar pot să-l pun în sertarul minții mele, acolo unde îmi țin cuvintele care se scriu la fel, dar au sensuri diferite. Soare, soare, sanie, sanie, senin, senin, cerul este senin. Uite, o să scriu și eu cu tine cuvântul sac, să vezi cum se leagă o literă de S. Mă duc până sus, vin aici, ating la jumătate și mă întorc frumos cu bastonașul, ridic și apoi merg cu A. Sa, C. Sac. Același lucru se întâmplă și cu celelalte cuvinte. Tu rândul acesta îl scrii cu S și rândul 2 poți să scrii propoziția aceasta. Eu am un sac. Și uite, pe S-ul acesta o să-i poți da tu viață, da? Ca să nu îți rămână singurele aici. Bun, spor la lucru! Mai ai adăugat o nouă literă. Te pup!